Ce simte un jucător care se pregătește de trei ori pentru un meci și nu îl joacă nici a treia oară? Este destul de frustrant, cred, mai ales pentru băieții care au fost chiar la început în tot cantonamentul. Eu am venit chiar pe ultima 100 de metri. Cred că e foarte frustrant, pentru asta ne antrenăm până la urmă să jucăm un meci, mai ales în perioada asta grea unde campionatul a fost întrerupt și cred că e cea mai mare satisfacție să jucăm. Pentru asta ne antrenăm. Cum v-am spus, frustrant, cred că e doar frustrant. Există și o parte plină a paharului, că ați petrecut câteva zile, tu mai puține, dar ceilalți băieți au petrecut mai mult timp împreună? Da, cred că este foarte bine pentru ce o să urmezi, pentru meciurile din luna martie. Cred că e foarte bine pentru grup să petreacă timp împreună, să antrenezi, să descopere noi automatisme între jucători. Cred că e o chestie foarte bună. Cum vă gândiți că va fi 2021, trecând peste faptul că ați început anul cu amânare? Nu știu cum va fi, dar sper să fie mult mai bun și să putem juca meciurile, mai ales pentru suporteri, pentru sport în general, pentru telespectatori, spectatori. Cred că o să fie mai greu să ajungă la stadion, dar măcar lumea se poate vedea sport la televizor, cred că deja ar fi o parte foarte bună. Încercăm să pregătim cât mai bine campania asta pentru calificări în 2023 și sper să ne fim prezenți în Franța în 2023. Pe tine personal, că și joci în Franța, să și joci cu naționala în Franța, ce ar însemna? Ar însemna mult, pentru că sunt de ceva timp în Franța, bănuiesc pentru, cam pentru toți jucătorii care evoluează în Franța, pentru familiilor care sunt acolo să poată veni la meciuri, să ne vadă în direct, pentru prietenii care avem acolo și mai ales pentru români, pentru că fiind în Franța e mult mai aproape decât o destinație ca Japonia sau Noua Zeelandă și am putea avea suporteri de partea noastră. Ce sacrificii ai fi în stare să faci sau ce sacrificii faci de atâta timp tocmai ca să ajungi la un obiectiv de genul acesta? Cred că deja cel mai mare sacrificiu l-am făcut, acum nu mai văd, deja am lipsit la nașterea primului meu copil pentru pregătirea Cupei Mondiale din 2019. A fost un moment greu pentru mine, dar cred că merita sacrificiu, din păcate n-am reușit să fim prezenți la Cupa Mondială. Aveți și o nouă casă, sunteți nerăbdători să jucați pe nou Arc de Triumf? Da, așteptăm, am văzut rezultatul, e un stadion foarte frumos și sperăm să putem inaugura stadionul cu meci de rugby, așa cum se cuvine pe Casa Rugbyului Românesc. Ce ai văzut se compară cu stadioanele pe care joci în Franța? Da, cred că este și superior pentru anumite stadioane din Franța, se pare un stadion foarte frumos, foarte cochet, foarte intim pentru rugby, un stadion cu tribunele foarte aproape, unde suporterii ar putea fi aproape și ne-ar putea ajuta, ar fi al 16-lea om.